Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, anunță finalizarea lucrărilor pe calea Opcinilor. El a arătat că sucevenii care locuiesc acolo beneficiază acum de 140 de locuri de parcare nou reabilitate. Suntem în cartierul Opcin, unde finalizăm o nouă etapă a programului de modernizare a Sucevei de la scara blocului. Calea Opcinilor a fost reabilitată și modernizată, așa cum puteți observa și dumneavoastră, cu parcări de reședință. Acolo ne-am putut, s-au extins unde nu, au fost doar refăcute și vorbim în momentul de față de 140 de astfel de locuri. S-au refăcut trotuarele cu pavaj și, bineînțeles, accesele la scările de bloc. Tot în zonă am lucrat și la eliminarea gardului viu vechi îmbătrânit și, bineînțeles, vom gazona în așa fel încât în primăvară să avem un spațiu verde îngrijit. După cum spuneam, a fost o lucrare amplă pentru că am modificat și anumite elemente constructive din zonă. Mai exact, trecerea de pietoni am mutat-o de la intersecția Bulevardul Coposu cu Calea Opcinilor în partea superioară a acestei străzi, în așa fel încât toate mașinile din zonă să nu mai creeze ambuteiaj și să blocheze aici când se traversa strada. Sucevenii care vor să traverseze vor folosi noua trecere de pietoni de pe Calea Opcinilor. Tot aici, în fața blocului T4, am refăcut zona și, așa cum puteți observa, avem o esplanadă acum pe care sucevenii o pot folosi exclusiv pietonal și am montat bănci, plante ornamentale, în așa fel încât cei care sunt în trecere să aibă unde să se odihnească și, bineînțeles, să se bucure de noua configurație. Tot în cadrul acestei lucrări ample de modernizare, am creat în fața blocului T43 o mică esplanadă unde vom monta și bănci, dar foarte important aici, am creat o alveolă pentru stația de transport public local. De acum, șoferii pot îmbarca și debarca în siguranță călătorii din municipiul Suceava în această stație și nu va mai fi cum era până acum, când îi lăsau în intersecție într-un spațiu impropriu.